Bine, v-am regăsit la horoscopul de luni, 7 martie. Bineînțeles, început de săptămână înseamnă horoscop săptămânal pe rol, înseamnă horoscopul lunii pe rol, înseamnă astrodrama pe rol, aveți o grămadă de filme de văzut. Oracol scop de lună nouă, zilele trecute a fost lună nouă și am apărut cu un oracol scop. Primăvară fiind, există și dragoscopul primăverii, ce să mai spun, o grămadă de noutăți aveți pe acest canal în cazul în care nu le-ați remarcat, iar mâine fiind o zi specială pentru doamne, am postat și un film dedicat doamnelor. Cu siguranță multe l-ați observat deja, că am văzut un feedback foarte favorabil și vă mulțumesc pentru asta, dar vă amintesc că există, ce să mai vorbim. Despre săptămâna asta am zis pendelete în horoscopul săptămânii, dar nu am spus mare lucru despre noutățile din acest weekend, dar și de astăzi, adică pe 6-7 martie, Venus și Marte au intrat îmbrățișate în vărsător, în sfârșit au ieșit din strânsoarea plutoniană de zilele trecute, se simt mai bine. Venus și Marte n-au mai fost așa simultan în vărsător, în conjuncție, vreau să spun, din 1997, deci putem vorbi de un eveniment important, mai ales pentru iubire. Această întâlnire dintre Venus și Marte s-a produs și anul trecut în iulie, dar la momentul respectiv s-a produs în Leu, în zodia diametral opusă. Iată, a trebuit aproape cât? 8 luni, 9 luni, cât a trecut din iulie, să se întâlnească din nou, deci au încă o ședință. Ce ai făcut în astea câteva luni, spun cele două? Ceva au vorbit pe perioada trecerii prin Capricorn, altceva vor vorbi acum pe perioada trecerii prin Vărsător, că s-a schimbat vibrația. În Capricorn erau mai rece, erau mai distanțe, au început cu reproșurile, au început cu criticile, au început cu ce n-a mers bine în astea câteva luni. Acum cele două, Venus și Marte, ea și el încep să discute ce vor de acum înainte, ce visează, unde vor să ajungă, vorbesc despre viitor, fac planuri de viitor. Pe perioada trecerii prin Capricorn, mai ales că a fost și întâlnirea cu Pluto, posibil să fi fost o perioadă de răceală, de distanțare, de rațiune, de logică, de discuții foarte serioase, foarte mature, dar și cu iz de critică, de reproșuri pe aici pe acolo. E, acum încep să facă pace cele două și vor sta îmbrățișate așa vreo 10 zile, cam până pe 17 are loc această conjuncție minunată și iată, timp de 10 zile pun țara la cale. Ea și el stau de vorbă, femeia și bărbatul, soțul și soția, îndrăgostiții ei între ei. Deci adunați-vă jumătatea, persoana iubită alături și visați, planificați, priviți spre ziua de mâine cu multă încredere, cu optimism, cu entuziasm. Comunicați, priviți foarte serios spre viitor, că e și un Saturn acolo și ambele se vor întâlni cu Saturn la un moment dat. Ce drept mai încolo? Venus către final de lună se întâlnește cu Saturn, iar luna viitoare, se întâlnește și Marte acolo cu Saturn. Deci, ce discută ele acum până pe 17, spre final de lună și aprilie, de fapt, o să-i ajute Saturn să înfăptuiască. De aceea aveți grijă ce planuri faceți cu partenerii, că au mari șanse să le vedeți concretizate, materializate, dar probabil și acelea cu niște condiții, că Saturn nu vi le oferă pe tavă. Saturn cere ceva. Vă întreabă, bun, și ce ești dispus să faci pentru asta? Data trecută, când s-au întâlnit în Leu, nu li s-a cerut nimic. Atunci erau văpaie, atunci era flirtul, atunci erau fluturi în stomac, era partea aia sclipitoare, frumoasă a relației, a iubirii. Acum Pluto v-a cerut, v-a tras la răspundere și Saturn și el o să aibă ceva similar. Ceva mai încolo, nu acum. Acum sunteți liberi să stați de vorbă, să visați, să trasați liniile directoare ale vieții voastre sentimentale pentru multă vreme de acum încolo, până la o următoare conjuncție între cele două. N-am verificat să văd când va fi o următoare conjuncție. Ultima, clar, a fost în iulie 2021. Următoarea știu și eu peste vreun an o să fie pe undeva. Dar nu în Vărsător. Vărsătorul vă dă viziune asupra viitorului, optimism, încredere în ceea ce va urma, un dram de originalitate, de libertate, de mișcare, de gândire. Nu mai sunteți atât de strânși cu ușa
cum ați fost pe perioada trecerii prin Capricorn. E, acolo au ieșit lucrurile alea care poate n-au mers. Cuplurile alea cu probleme au fost mai marcate. Acum toate cuplurile sunt îndemnate să se miște liber, să-și respecte unul altuia spațiul, libertățile, prieteniile, preocupările, viața personală, fără atâta limitare cum a fost pe perioada trecerii prin Capricorn. Acum iubirea devine mai libertină pe de-o parte, dar și mai liberă, mai independentă. Cei doi nu mai sunt acolo împreună în aceeași barcă, dar parcă nu mai sunt atât de cramponați, de încrâncenați, nu se mai țin cu ghearele unul de celălalt. Se mai bucură și ei de unul de altul, dar în primul rând se bucură de ei înșiși. Iubirea este mai degrabă o prietenie, o tovărășie, dar care vă dă multe vise de viitor și abia așteptați să ajungeți acolo unde deocamdată discutați că puteți ajunge. Folosiți acest interval pentru prietenia cu cel drag. Refaceți prietenia, refaceți comunicarea, refaceți preocupările de timp liber, socializați, ieșiți, ieșiți cu prietenii, da? Nu doar voi doi, nas în nas, ochi în ochi, e nevoie de mai mult de atât. Vărsătorul este și o zodie socială, sociabilă și vă îndeamnă să ieșiți, să vă bucurați de viață, cu alte cuvinte, să vă distrați, să refaceți viața voastră de cuplu privind jumătatea plină a paharului, lucrurile frumoase și ce vreți de la viitor să se întâmple. Că iată, de azi înainte, cele două vâslesc în aceeași barcă a vărsătorului și ne aduc un plus de tonus pozitiv în viață. Asta se întâmplă interesant astăzi. Câteva zile de acum încolo o să ne bucurăm de această conjuncție, dar măcar am scăpat de sub rigoarea, rigiditatea, răceala pe care tot cele două au simțit-o pe perioada trecerii prin Capricorn. Nu uitați de toate celelalte horoscoape în care vorbesc mai multe despre subiectul ăsta, despre această conjuncție am vorbit, cred că, la toate horoscoapele lunii martie, bineînțeles și în Astrodramă, și tot o să mai fac referire, probabil. Am vorbit și în horoscopul săptămânii despre acest subiect, de aceea ascultați-le pe toate ca să vă faceți o imagine cât de important este momentul. Nu e o trecere oarecare a lui Venus, nu e o trecere oarecare a lui Marte, ci este o trecere deosebită, rarisimă, a lui Venus în brațele lui Marte, sau invers. Din acest moment vă invit să vedeți jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală și ascendentă și merge direct acolo pentru horoscopul zilei de 7 martie. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbecii, trebuie să fiți atenți pe cine aveți în preajmă. Da, sunt multe acolo în zona vărsătorului care ar fi trebuit să vă aducă oameni de calitate în preajmă. Dar s-ar putea să aveți și niște persoane care vă dezamăgesc. Niște inamici, să zicem așa. Aveți și adevărați prieteni, fără doar și poate, dar pe undeva s-a infiltrat și o persoană care vrea să se cam bage pe sub piele. Apelează la tertipuri, la minciuni, la lingușel, la lugu-lugu, la tot felul de aparente semne de prietenie, dar care de fapt nu au acest scop în cele din urmă. Vă manipulează, vă influențează, vă intimidează, vă impresionează, umblă la coarda voastră sensibilă pe semne că urmărește ceva. Urmărește să intre în intimitatea voastră, urmărește să obțină de la voi niște secrete, niște mărturisiri, niște lucruri pe care le va folosi, clar, în beneficiul său sau poate chiar împotriva voastră. Trebuie să vă selectați cu multă grijă tovară și prietenii, colaboratorii, inclusiv în plan sentimental. Nu credeți tot ce vi se spune, e multă iluzie, multă manipulare, mult bla-bla, așa, care zboară în jurul vostru. Se vor spune multe și mărunte acolo pe la urechile voastre, dar multe sunt abureri, multe sunt minciuni, poate chiar. Sau, hai, poate nu sunt minciuni, dar cu siguranță nu sunt în beneficiul vostru, ci doar a celui care umblă cu cioara vopsită, umblă pe la spate cu... Da, poate fi o perioadă cu bârfe, cu zvonuri negative. Nu neapărat despre voi, puteți auzi și lucruri false despre alții,
fake news, la greu o să auziți despre alții. Ai auzit despre ăla? Ai auzit despre ăla? Ce-a făcut ăla? S-ar putea să nu fie real, ci doar manipulare. Cineva parcă încearcă să vă influențeze negativ, să vă găsească punctul sensibil, să vă prindă într-o capcană. De aceea, ideal ar fi voi în această perioadă să verificați foarte atent ce vești vin către voi, ce informații, cine este persoana care vi se bagă pe sub piele, că aparent se dă prieten, aparent vine cu o față zâmbitoare alături de voi, dar nu asta este adevărata sa față. Taurii se simt ușor blocați într-o situație, dar poate e bun blocajul uneori. Uneori e bine să fiți ținut pe loc într-un punct decât să fiți în iureș unor evenimente și să vă treacă lucrurile pe lângă voi fără să le vedeți. Anume, uneori ne împiedicăm ca să privim un pic ce e în jurul nostru. Știți cum este atunci când stați prins în trafic? Treceți pe lângă semaforul ăsta în fiecare zi, dus întors de câteva ori. Și niciodată nu v-ați uitat în stânga, în dreapta. E, astăzi prindeți un ambuteiaj în trafic, taman la semaforul ăsta. Și aveți timp să vă uitați în stânga, în dreapta. Cine știe ce se întâmplă într-un astfel de moment? Vedeți o informație importantă pe o vitrină. Vă faceți semnal cu cineva în trafic. Benefic, bineînțeles, un prieten, un ceva. Se întâmplă ceva stând. Că nu se întâmpla dacă mergeați. Deci nu vă împacientați dacă vedeți că un lucru nu curge așa cum v-ați dorit, ci stați pe loc, pentru că înseamnă că în momentul ăla trebuie să se întâmple ceva benefic vouă, ceva care vă luminează mintea, ceva care vă clarifică o situație, înțelegeți ceva, se rezolvă ceva, doar stând pe loc, în viteza cu care trăiați până mai ieri, făcând același lucru. Situația aia nu o puteți vedea din perspectiva respectivă, că asta este o schimbare de perspectivă. Vedeți lucrurile altfel. Vedeți lucrurile stând, că altfel le vedeați în mers și vă scăpau din vedere o grămadă de detalii. Stând acolo în ambuteiaj, în trafic, aveți timp să vedeți ce blocuri s-au mai făcut, ce magazine s-au mai deschis, ce e pe acolo, cam care e mișcarea, că până mai ieri treceați pe acolo în fugă și nu vedeați nimic. Deci, și blocajele au rolul lor de a vă da o informație, de a vă clarifica pe ce nivel vă aflați, ce e de făcut în locul ăla, ce oameni mai sunt în jurul vostru la care puteți apela. Și deci o ușă închisă acum de fapt vă obligă, poate să găsiți altă ușă, cine știe. Blocajul poate fi benefic. Gemenii intervin într-o situație din care cineva are de suferit. Poate nu neapărat voi. Dar voi sunteți acolo un fel de avocat, vă duceți și negociați cu cineva pentru cel care suferă, sau sunteți sol de pace, într-un fel. Interveniți. Vă duceți să vorbiți cu cineva despre altcineva, încercând să-l puneți pe cel nedreptățiți într-o lumină bună, să-i se mai dea o șansă. E ca atunci când interveniți între doi îndrăgostiți. Voi sunteți prietenul comun și vorbiți și cu unul, vorbiți și cu altul, să-i împăcați. Sau cu șeful, sau cu un părinte. Sau rolul vostru ăsta este de a-l îmbuna pe cel supărat care a aruncat cu niște vorbe acolo, ca să se-i mai dea o șansă celuilalt. Sunteți negociatorul, mediatorul, împăciuitorul unei situații și probabil și reușiți, pentru că voi vedeți situația din ambele părți, și de la ăla și de la ăla. Poate nici nu țineți cu vreo unul, sunteți total imparțial, dar reușiți cumva să-i puneți pe cei doi la masa tratativelor și să descopere că la originea disputei, conflictului lor, era un fleac, că în fond cei doi se înțeleg, că în fond cei doi sunt pe aceeași lungime de undă, dacă e vorba de iubire, cei doi se iubesc. Dar ei, prinși într-un moment de conflict, nu vor această cooperare. De aia sunteți voi acolo. Ca prietenul cel bun, ca mijlocitorul reuniunii lor.
Sau poate chiar voi sunteți într-una din tabere și atunci altcineva intervine între voi și tabăra adversă să vă spuneți un pic lucrurilor pe nume, din suflet, real, adevărat, fiecare ce simte, fiecare ce gândește, că adevărul, de fapt, este undeva la mijloc. Racul. Și voi ceva similar gemenilor veți simți, tot o intervenție a voastră pe semne, într-o nedreptate, într-o situație conflictuală în care cineva a avut ceva de pierdut. Poate chiar voi ați avut ceva de pierdut. Și sunteți dispus să puneți în joc tot arsenalul să faceți dreptate, să iasă adevărul la iveală. Și sunteți foarte convingător. Probabil aveți și niște instrumente de care vă puteți folosi, aveți legea în mână, cunoașteți legea, v-ați informat. Deci nu vă dați cu părerea, ci când vă duceți să vă apărați drepturile, v-ați dus cu lecția făcută. În fața șefului, în fața angajatorului, în fața părintelui, voi vă duceți acolo cu adevărul gol-goluț, știind exact cum stau lucrurile. Și nu mințiți. Poate altcineva a mințit, poate altcineva a manipulat, dar voi vă duceți acolo cu adevărul pe masă, să se facă lumină. Și probabil se face. Aveți voi o energie de învingător, de victorios, vă duceți cu încredere absolută în voi acolo. Nimeni nu vă poate contrazice, nimeni nu vă poate învinge. Atitudinea asta de atotputernic, atotcunoscător, de cunoscător al legii respective, nu vă poate învârti nimeni. Dar chiar dacă cineva o să înceapă să spună nu, n-ai dreptul, nu e adevărat, ba da, e adevărat, voi scoateți și dovada că e adevărat ceea ce spuneți și nu puteți fi contrazis, dat jos de pe poziția voastră de apărător al acelei legi, pentru că voi o cunoașteți foarte bine. Sunteți un avocat al apărării 100% corect și nimeni nu vă poate învârti pe degete cât timp voi vă susțineți până în pânzele albe poziția corectă. Leul are în preajmă tot felul de persoane pe care nu prea se poate baza. Sunt persoane tinere, nepricepute, dar foarte entuziaste, pline de elan, pline de energie. Facem, dregem, hai să facem. Dar e doar gura de ei. Dacă îi puteți coordona și voi să fiți șeful acestei situații, aveți numai de câștigat. Ei pot fi executanți, ei pot fi pionii, ei pot fi cai trași la căruță, dar voi să fiți șeful acestora. Că ei sunt total haotici, plin de avânt și se creează un fel de haos acolo. Toată lumea vrea să se pună în valoare, dar fără o linie directoare. Atare cel care îi conduce, coordonează, îndrumă pe toți acești oameni atât de zăpăciți, aerieni, burdalnici, năstrușnici, par niște copii de aia care vor să facă o grămadă de lucruri, dar joaca lor trebuie coordonată de un educator, de un părinte. E, și asta sunteți voi acolo, coordonatorul acestui mic haos. Că altfel, dacă îi lăsați să se miște în voie, o să iasă o nebunie. Nu iese nimic eficient, nu au spor făcând fiecare cum le vine, în ce direcție, când vor. E ca o clasă de copii de obraznici în care trebuie să vină învățătoarea să-i pună pe toți să facă o treabă pentru care să se canalizeze toată atenția lor. Și probabil reușiți să fiți profesorul ăsta, nici măcar aspru, sunteți un îndrumător foarte eficient care reușiți să adunați atâtea energii haotice, aiuristice, într-un scop comun. Că altfel ar fi o bunătate de energie risipită, că e energie tânără, energie vie, tonică. Sunt plini de avânt oamenii ăștia și care, da, pot face ceva dacă cineva îi canalizează. De aceea folosiți-vă de această sursă de avânt, elan tineresc pe care l-aveți la dispoziție. Poate și voi sunteți unul dintre ei, dar se știe că cel cu spirit de lider întotdeauna sunteți voi. Veți ști să-i motivați suficient de bine pe acești oameni încât să vâslească toți în aceeași direcție,
să meargă toți în aceeași, pe aceeași linie către un succes comun, că altfel ar fi un haos total în preajma voastră. Fecioara este gata să pornească o aventură nouă, poate de natură sentimentală, sau dacă nu e vorba de iubire, poate să fie vorba de o pasiune, plăcere personală, o preocupare, un hobby, ceva în care puneți mult suflet, în care dați tot ce aveți mai bun în voi acolo. Poate și o treabă de serviciu, o activitate de serviciu, dar care necesită și o adunare de forțe din mai multe direcții, poate nu puteți chiar singur, dar pe semne că acolo totuși voi jucați un rol cheie în proiectul respectiv. E ca și cum voi sunteți șeful de echipă, dar aveți nevoie și de echipă. Dar voi dați ritmul, voi sunteți îndrumătorul, șoferul unei mașinării. Mașinăria merge, dar voi o puneți în funcțiune. E asta, veți pune în joc tot ce aveți voi mai bun pentru acest nou scop. Pare să fie ceva care începe acum. În fond, Venus și Marte acum intră acolo în casa a șasea pentru voi și vă susțin de minune, încât puteți simți o schimbare de ritm în viața voastră, de program, de organizare, de energie, de tonus, parcă se schimbă tot. Parcă lucrați în alt loc, efectiv în alt loc, în altă lumină, în altă atmosferă decât înainte. Poate apar și persoane noi în peisaj și cu care trebuie să vă obișnuiți, să-i cunoașteți. Și poate sunt și vă îndreptați de fapt către un succes la urma urmei. Dar voi trebuie să fiți cel care canalizează toate aceste resurse acolo unde vă aflați, că e acasă, că e la serviciu. Voi trebuie să îi ca într-un joc de puzzle, să-i așezați pe toți acolo unde trebuie, sau ca la o mașinărie să așezați toate piesele, ca piesele astea să ruleze una pe alta, să se miște una pe alta. Sunteți un mic inginer acolo, un meșter care le așează pe toate așa cum trebuie, dar o faceți cu multă pricepere, cu mult entuziasm. Vă place ceea ce faceți și poate vă plac și oamenii pe care îi aveți în preajmă. Par bun prieten, bun coordonator, bun coechiper, vreau să spun coordonatorul, sunteți voi, bun tovarăș de lucru, glumiți, vă simțiți bine, e un dram de respect reciproc acolo, de prietenie. Și cât timp se păstrează acest tonus pozitiv și treaba asta pe care o faceți împreună, activitatea asta comună, evoluează foarte bine. Voi, balanțele, aveți o atitudine mai delăsătoare astăzi. Parcă începeți săptămâna un pic cu frâna trasă, cu o stare de oboseală, cu o stare de plictiseală, poate chiar. Poate pentru că trebuie să vă ocupați de niște treburi pe care le știți pe din afară, un dram de rutină se petrece acolo în jurul vostru, care nu prea vă încântă rutina asta. O faceți pe de rost. Ați făcut-o de 100 de ori înainte și o faceți bine. E o rutină pe care o desfășurați zi de zi după același șablon la urma urmei. Dar s-ar putea să vedeți în sfârșit să apară niște rezultate la activitatea asta de rutină pe care o tot faceți de ceva vreme. E o uzură acolo. Vă duceți la același serviciu, faceți același lucru, repetabil, iar și iar, cu oameni similari, pe aceeași lungime de undă, care lucrează alături de voi la mașinăria aia care rulează în ritmul obișnuit. Deci nu s-ar spune că vine ziua cu ceva special, dar roade sunt. Mașinăria asta funcționează, rutina asta dă rezultate. Nu e o rutină care rulează în gol. Ceea ce se vede din munca asta voastră repetabilă poate să se măsoare în bani, poate să se măsoare într-o stare de stabilitate, în niște proiecte duse efectiv la îndeplinire. Deci foarte posibil și azi rutina asta de care vă ocupați, de fapt să fie încă un proiect dus la îndeplinire, încă niște pași parcurși pe un
pe drumul către un succes viitor, încă o etapă parcursă, încă o treaptă urcată, dar e ceva așa care inspiră pas cu pas, evoluție lentă, clădire lentă, parcă ați construi o casă. Și dacă ar fi să comparăm ce faceți voi cu această casă, astăzi ați mai ridicat, ați mai turnat betonul într-un stâlp, făcând același lucru. Și ieri ați mai turnat un stâlp, dar mai turnați și astăzi un stâlp care creează din ce în ce mai bine proiectul vostru final. Scorpionul are o stare de aviditate, așa, parcă vă așezați un pic pe voi în centrul atenției. Țineți doar la părerile voastre, țineți la poziția voastră, țineți la drepturile voastre, țineți la ce vă aparține. Și cine vă observă ar spune un pic despre voi că sunteți poate cam egoist, cam prea individualist, da, nu prea cooperați cu restul lumii. Parcă respingeți așa niște oameni în preajma voastră. Sau mai bine zis, de când au ieșit Venus și astăzi ați scăpat de Venus și de Marte dintr-o zonă relațională, parcă ați rămas singur. Și nu vă deranjează această aparentă izolare, golul ăsta din jurul vostru. Ziceți, a, sunt singur? Atunci fac lucrurile cum vreau eu, mă mișc în ritmul meu, rezultatele sunt ale mele, sunt banii mei, e mâncarea mea, e spațiul meu, e viața mea. Parcă nu prea mai aveați nevoie de cineva. Vă convine această aparentă liniște, însingurare, gol de oameni din preajma voastră? Pe un anumit plan al vieții, bineînțeles. Parcă vă puteți concentra mai bine, fără atâta nebunie, fără atâția oameni în preajma voastră. Și sunt niște dorințe ale voastre foarte personale, vreți musai să le atingeți. Da, aveți această, un drum de încrâncenare pe undeva, parcă vă încăpățânați să obțineți ceva, dar numai pentru voi. Și încercați așa să-i eliminați pe ceilalți, să nu țineți cont de ceilalți, faceți un pic de opinie separată, blocați accesul către voi, sunteți probabil mai tăcut, mai secretos, mai cum vă este firea de multe ori, că nu oricine vă poate pătrunde realmente în suflet și în gânduri, și vă convine faptul că vă lasă lumea în pace, în lumea voastră și nu vă mai agresează cum ați fost foarte agresat în ultima vreme. Agresat, agasat, obosit, tras în toate părțile. Acum spuneți, s-a făcut un pic de liniște în jurul meu, ia să mă întorc la ale mele și să-mi văd de viața mea. Săgetătorii sunt pe cale să facă o mărturisire, probabil, să scoateți din adâncul sufletului vostru sau al minții o informație pe care o țineți de ceva vreme în mare taină, mare secret acolo. Dar taina asta pe care urmează să o faceți publică, la urma urmei, e mult așteptată de cineva. Poate urmează să spuneți un secret al meseriei voastre, dar care cineva stă cu ochii pe voi să-l fure. Știți o informație pe care doar voi o aveți, dar alții abia așteaptă să o dați afară, să afle și ei. Voi ați fost martor la o situație pe care doar voi o cunoașteți și alții v-au tot tras de limbă și n-ați spus. Simțiți ceva pentru cineva, bun, rău, simțiți, dar n-ați spus. Și e nevoie de această mărturisire, eliberare de secretul ăla care probabil a devenit obositor pentru voi. E prea mult. Și s-ar putea să vă luați inima în dinți și să găsiți calea de a transmite mesajul ăsta la cei care au nevoie de el. O informație, niște bani, poate urmează să dați niște bani cuiva care are nevoie de acești bani. Deci ceva, parcă deschideți o cutie în care ați ținut multă vreme acolo ceva doar pentru voi, ori din prudență, ori din ziceați că nu-i momentul, ori
v-ați folosit voi de lucrul ăla o vreme, dar acum probabil sunteți atât de îndemnat să deschideți cutia asta încât o veți face până la urmă. Și poate e bine să o faceți, că vă, în primul rând vă eliberați voi de stresul secretului, misterului și a cine știe cărei informații pe care doar voi o țineați în spate, dar poate ceea ce urmează voi să spuneți e necesar cuiva să-și clarifice o situație, să folosească ceea ce aveți voi de spus ca informație, ca instrument, să pună în aplicare ceea ce îi spuneți voi așa sub formă de sfat, îndrumare, idee. Ceva v-a spus, nu, nu-i momentul. Într-o zi am să deschid gura și am să zic lucrul ăsta. E, se pare că am venit acel moment și cine are nevoie de informația asta stă cu ochii pe voi. Capricornul, gata, de azi înainte s-a golit curtea voastră, a rămas doar Pluto. Da, Pluto e acolo de multă vreme, aproape că v-ați obișnuit cu moșneagul ăla care stă într-un colț, în baston așa și își vede de treabă. Celelalte planete, multă vreme de acum încolo, nu o să mai treacă nimic pe la voi prin ogradă. Dar ce au făcut, au făcut multe. Încât pentru voi este și un moment de bilanț. După câte s-au întâmplat, de câteva luni bune, de prin noiembrie încoace, tot e agitație prin zona voastră și ieșirea acestor ultime două planete rapide pe aici e un moment de respiro. Faceți uf, dar ia să văd ce am făcut în astea câteva luni. Un moment de bilanț, un moment de tras linie, de concluzii, de văzut pe ce nivel vă aflați pe diverse planuri. Parcă a venit vremea să măsurați efectele, roadele, ce aveți în coș acolo adunat. Și s-ar putea să iasă bine la raport această măsurare de roade. Vă duceți la un fel de comisie, între ghilimele, dar de fapt comisia este conștiința voastră și vedeți ce ați adunat voi în astea câteva luni. Și vedeți că unele lucruri au evoluat, au crescut, ați acumulat ceva, clar, toate planetele alea, ieșind de la voi din zodie, au dat buzna în sectorul roadelor. Și se văd roadele și sunt promițătoare, sunt mulțumitoare. Se poate vorbi de prosperitate, se poate vorbi de abundență, de stare de bine, de împlinire, de stabilitate. Deci aveți cu ce vă lăuda pe un anumit plan al vieții. Deci momentul ăsta de bilanț poate fi mulțumitor pentru voi. Sunteți mândru, sunteți fericit poate, dar poate și foarte generos. Voi sunteți precum fermierul ăla care a cules recolta și nu ține doar pentru el. Parcă simțiți nevoia să dați și la alții, să împărțiți și cu alții. Faceți un cadou cuiva, pentru că asta de fapt este o formă de recunoștință pentru nivelul în care ați ajuns voi. Dacă tot v-a mers bine, dau și la altul care poate n-are. Ceea ce înseamnă un cadou, o donație, dați de băut, e acea zeciuială pe care toată lumea o face, impozitul pe care îl plătiți pentru o stare de bine. Pe principiu, dacă am primit atât de mult, trebuie să ofer și eu ceva înapoi sau să dau mai departe. Și asta trebuie să găsiți o formă de a dărui ca formă de recunoștință pentru starea de bine pe care ați atins-o voi. Și poate nu e vorba doar de bani aici. Orice alt plan, ați cules niște roade, aveți niște motive de satisfacție, de mândrie. Acolo se cere o formă de a da mai departe, de a face bine altcuiva, de a da bine altcuiva, de a pasa binele la altcineva, nu doar de a ține pentru voi și a vă bucura de gustul ăsta. Că nu e vorba de lăcomie aici, nu e vorba de zgârcenie, nu e vorba de doar pentru mine, nu e egoism, nimic egoist la voi acum, ci e dăruire, e dărnicie, e altruism. Vreți să fiți, să aduceți probabil o bucurie și în viața altuia.
Vărsătorii de azi înainte sunt foarte importanți pentru că aveți patru planete, cel puțin trei zile de acum încolo o să aveți patru planete la voi în zodie până iese Mercur de aici, dar cu patru planete din care trei personale sunteți foarte bine pus în valoare. Și tocmai pentru că sunteți pus în valoare, mai sunt acolo și niște ochi îndreptați către voi. Mai sunt și niște inamici, mai sunt și niște rivali, mai sunt și niște oameni geloși, invidioși, cu ochii pe voi, că voi aveți. Pe un anumit plan al vieții, vă merge bine. Și cu ăla ieșiți la înaintare. Se vede. Starea voastră de bine, repet, pe un anumit plan al vieții, să nu-mi spuneți acum că toate vă merg prost, vă merge bine. Doamnele s-au făcut frumoase, domnii și-au cumpărat un telefon, ceva e strălucitor în viața voastră. Vă merge bine iubirea, vă merge bine cariera, vă merge bine cu banii, ceva merge bine. Deci tocmai acolo stau unii cu ochii pe voi. E și cine vă suflă în ceafă? Cei care n-au, cei care nu pot, invidioși, neputincioși, fricoși, cei care se simt eclipsați cumva de succesul vostru. S-ar putea să aveți un mic inamic acolo cu ochii pe voi mereu în spate, care vrea să se asocieze succesului vostru. El nu poate să ajungă acolo. Nu e la nivelul vostru pe un anumit plan. Dar ce se gândește? Ia să stau și eu prin preajmă. Poate mă căpătuiesc și eu așa un pic, doar dacă stau prin preajma acestui vărsător. Mă lipsesc de starea lui de bine. Fur meserie un pic de la el, fur din strălucirea lui un pic. Voi sunteți precum o vedetă căruia îi se ia un interviu și normal, camera video îl pune în prim plan pe el, vedeta respectivă. Dar se nimerește pe acolo un nei ca nimeni care face semne la aparat. Opa, salut mama, sunt și eu pe aici. Dar s-a făcut vedetă? S-a făcut. Pentru că și-a asociat imaginea cu a voastră. El nu poate să fie la nivelul ăla, ca atare ce zice? Ia să iau fața la vărsătorul ăsta, măcar 5 minute, 5 secunde, cât apar în cadru. Și e clipa lui de succes, de celebritate la urma urmei. Că pe urmă pică înapoi în disgrație și în zona care îi se potrivește lui, asta e treaba lui. Dar cineva o clipă vă eclipsează. Doar o clipă. Dar probabil pe voi vă prinde într-un moment atât de amical, altruist, generos, încât sunteți atât de bun încât îl luați în cadru și hai, vine lângă mine, oleacă. Bucură-te și tu un pic de clipa ta de glorie. Îi dați un pic de strălucire din strălucirea voastră. Poate e un gest nobil ce faceți voi. Îl luați în barca voastră pentru 5 minute, dar l-ați luat. Și poate lucrul ăsta pe acest om, deși interesul lui pare să fi fost unul egoist, invidios, gelos, răutăcios, da, v-a privit ca pe o persoană de la care el poate câștiga ceva. Poate și cu ceva admirație la urma urmei, că altfel nu era prin preajmă. Și-a dat seama că voi străluciți în clipa aia. Dar sunteți atât de bun cu această persoană încât îi acceptați această scurtă trecere prin barca voastră și lucrul ăsta vreau să spun că îi face lui bine. Nu că l-ați făcut celebru 5 minute, nu contează asta. Dar el, unul, s-ar putea să-și schimbe foarte tare viziunea față de voi și dintr-o invidie inițială dă în admirație, în adorație, în apreciere sinceră pentru ceea ce ați făcut pentru voi, pentru el. Dar poate fi și încredere în el. Persoana asta care strălucește în fața mea mi-a dat mie un pic de atenție, mi-a dat mie 5 secunde de celebritate, începe să capete încredere în el, încât darul vostru pentru starea voastră de bine pe un anumit plan al vieții este faptul că îl trageți un pic lângă voi pe calea succesului, pe un om care n-ar putea să ajungă acolo pe forțe proprii. Dar de azi înainte s-ar putea să-i schimbați calea, imaginea, impresia despre sine, stima lui de sine. Îl motivați, deveniți inspirație pentru acest om
pentru gestul vostru foarte generos de a-l ține 5 secunde în cadru în strălucirea voastră. Și am ajuns și la pești care sunt vedete în continuare. Voi vă bateți la vedetism cu vărsătorii la urma urmei, dar soarele la voi. Avantajul e la voi, mingea e la voi în teren. Și poate fi un moment de succes pentru voi astăzi. Vine o veste mult așteptată, de care chiar aveați nevoie. O veste care s-ar putea să remedieze o situație din care probabil ați avut ceva de pierdut. Cineva v-a subapreciat, cineva v-a jignit, cineva v-a rănit și ați așteptat. Nu, poate nici măcar n-ați acționat. Ați zis, într-o zi se va face dreptate în situația asta. Cineva acolo sus vede și o să mă pună din nou pe nivelul pe care îl merit. Și primiți ceva ce vi se cuvine. Vi se repară reputația, dacă e vorba de bani, vin banii meritați, dacă e vorba de poziție, puteți să o recuperați. Și, deci puteți reveni pe nivelul meritat datorită acestei intervenții cumva divine care reechilibrează balanța așa cum meritați. Deci nu primiți ceva nemeritat, primiți ce vi se cuvine. Că e ceva material, că e ceva spiritual, că e ceva emoțional, dar asta meritați. Vine o plată, o răsplată, mai bine zis, la ceva ce ați făcut multă vreme. Pe principiu, ați făcut bine, primiți bine. Nu e o perioadă de pedepse sau ceva de genul ăsta, deci nu merge și varianta cealaltă, ați făcut rău, primiți rău, nu. Dacă ați făcut ceva bun, acum vine și recompensa, răsplata pentru ceea ce ați făcut. Și este primiți ceva care vă inspiră vouă fericire, împlinire. Sunteți mândru de voi. Pe principiu, wow, în sfârșit sunt ceea ce merit, sunt acolo unde merit, primesc ceea ce merit. Câți bani fac, atâția am. E o stare de orgoliu măgulit la urma urmei că probabil vi s-a luat ceva la un moment dat pe nedrept, ați fost judecat greșit, ați fost etichetat greșit, cineva a aruncat vorbe și acum se reașează balanța încât lucrurile încep să, în balanța voastră, încep să cântărească spre voi, nu spre cel care până mai ieri cumva v-a luat ceea ce vi se cuvenea. Asta e ziua de 7 martie, să aveți o zi minunată și ne vedem mâine, doamnelor. Dar puteți și acum să vedeți filmul care vă este dedicat. O zi bună, să aveți mai ceva ca horoscop.